Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și cu mare bucurie astăzi din București, din studioul Angelus TV, vă invit să rămâneți alături de mine pentru o ediție mai mult decât specială. Și vă mărturisesc că sunt astăzi în fața unei mari provocări, pentru că nu poți cuprinde o istorie, o viață, într-o emisiune, în două, în ediții în care parcă cuvintele nu ajung, în ediții care parcă, nu știu, nu au întrebări, dar cu siguranță au răspunsuri. Invitatul meu de astăzi, cu mare drag pentru dumneavoastră, toți cei care îl admirați, îl stimați, îl apreciați și mai mult, ca sigur, îl și iubiți, înalt preasfințitul Ioan Robu. Excelența voastră, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Îi salut și eu pe toți ascultătorii noștri. Mă bucur să fiți astăzi alături de mine la această emisiune și ceea ce nu spun de obicei, vă spun că am emoții și am emoții pentru că vă consider un titan al credinței noastre, un om care a răzbit prin multe, dar citatul care îmi vine acum în minte, uitându-mă la chipul senin pe care îl aveți, este: toți oamenii mari au fost cândva copii, dar puțini dintre ei își mai amintesc. Sunt convinsă că excelența voastră vă amintiți și, ca să vă și provoc așa, dacă vă amintiți, știu că e o istorie, o poveste personală, când spuneați că în momentul în care în grădină mama cu fratele și împreună cu excelența voastră ați semănat sfeclă, mama îi spunea fratelui că... Nu, curățam sfeclă. Curățați, așa, da, curățați sfeclă. Era toamna, da. Era toamna și fratele a întrebat ce trebuie să facă un preot, nu-i așa? Și mama a zis... Mama l-a întrebat dacă nu vrea să meargă la seminar. Exact. Și nu mai știu ce a răspuns fratele meu, nu țin minte, însă întrebarea a rămas în mine, de fapt. Și am purtat-o câțiva ani în mine până când i-am spus mamei, eram în clasa 7-a la sfârșit de an, că intenționez să merg la seminar. Dar până atunci n-am vorbit niciodată cu nimeni despre așa ceva. Prima discuție pe tema asta am avut-o cu mama. Dar știu că mama atunci a dat un răspuns, nu? Că un preot ce face? Un preot face binele. Da, trebuie să facă binele. Asta era tema, spunem, principală din misiunea unui preot. Așa îl vedea pe preot și asta am înțeles și eu, că trebuie să facă preotul. Și așa am mers mai departe cu gândul ăsta, pe care îl mai uitam, îl mai aminteam, dar la sfârșitul anului, din clasa 7-a, când am aflat și de alții vreo 2-3 care se gândeau să meargă la seminar din clasă cu mine, și așteptând și examenul de admitere, atunci s-au unit toate amintirile și am pornit cu gândul spre seminar efectiv. Primii pași erau aceia. Vom vorbi despre aceste etape ale vieții excelenței voastre, dar mă gândesc așa că ați fost sfințit preot pe 15 august 1968. Da. Sunt ani de atunci. Câțiva, să le spunem. Puțin sau mulți, pentru unii o viață, pentru alții o fărâmă. Vă întreb, credeți că ați reușit să faceți ce a zis mama atunci în grădină? Să faceți binele? Eu cred că da, că dacă m-aș ascunde sub masă, dacă nu n-a spune acest lucru. Da, cred că am făcut binele, atât cât am putut. Pentru că poți să faci și mai mult și mai puțin, așa cum o știe fiecare din experiența proprie, dar așa am știut-o și eu, ca preot de la început, și în decursul anilor, dacă am o mângâiere, că m-am străduit să nu fug niciodată din fața idealului acestuia de a face binele. Că am reușit, cât am reușit, față de câți, față de cine, asta e altceva, dar cel puțin ca idee și ca temă pe viață, n-am trădat-o niciodată. În același timp, cu toată bunăvoința și credința dumneavoastră și mod de a fi, de a face binele, sunt convinsă că nu vi s-a făcut de fiecare dată înapoi acest bine și au fost și momente în care poate ați simțit că vi se face rău în viața aceasta, care s-a scurs până acum. În același timp, tot excelența voastră ați declarat că sunteți un răsfățat al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? În momentele acelea în care parcă răul vă pândea, ați simțit că Dumnezeu e acolo? Da, în diferite feluri am spus asta.
Până la urmă am găsit-o și în expresie, spunem, da, am fost răsfățat al lui Dumnezeu. Prima dată cred că am spus-o amintindu-mi de niște momente de care am scăpat totuși cu viața și atunci am spus totuși, dacă nu eram aproape de grija Domnului, nu aveam zile în plus. Și asta, oricum, pot să afirm niciodată, nu m-a părăsit ideea asta a lui Dumnezeu aproape de mine, a providenței lui. Oricare ar fi fost împrejurările prin care am trecut, m-a însoțit mereu gândul acesta care mă consola, mă îndruma, dar da, întotdeauna l-am avut aproape. Este concluzia unei vieți trăite cu dedicare pentru oameni și pentru cele sfinte, dar cu siguranță în primii ani de preot, de tânăr seminarist, ani care știm bine, nici pentru România nu au fost ușori, cu atât mai puțin pentru familia dumneavoastră, pentru contextul în care ați crescut, pentru condițiile care se oferau atunci, nu v-a fost ușor să treceți peste anumite etape. Ați simțit vreodată, gândindu-vă acum în urmă, că vă este nu greu, ci foarte greu și ați zis, Doamne, te rog, fă ceva, că parcă nu mai pot. A simțit înalt preasfințitul Robu că nu mai poate vreodată? Nu, absolut niciodată. Pentru că, întâi, dacă mă gândesc la situația, să spunem, socială, politică prin care am trecut și am trăit, în familie nu se simțea niciun fel de presiune de acest tip. În seminar am fost păziți de tot ce ar fi însemnat o critică deschisă a situației de atunci și nu, chiar n-am ajuns niciodată la un moment din acesta critic în care să spun că îmi ajunge și nu mai pot. Nu, absolut niciodată. Poate momentul cel mai greu a fost când a murit mama în 1961, în decembrie. Atunci am avut, să spunem, un moment de cumpănă. Nu știam eu, n-am digerat bine, spunem, evenimentul de atunci. Și asta cred că a fost o perioadă dificilă, despre care nu vorbeam cu nimeni, că n-aveam cu cine, puteam să vorbesc, dar era un subiect prea al meu ca să-l deschid. Și asta a fost, cred că, perioada cea mai grea, dar nu ajuns în punctul ca să spun că nu mai pot. Nu m-am întâlnit, slavă Domnului, cu asemenea clipe. Pentru că ați amintit de mama dumneavoastră, vă întreb, care este prima amintire pe care o aveți din copilărie legată de chipul mamei, chipul pe care știm cu toții, îl purtăm o viață întreagă cu noi? Da, îmi vine să râd, dar prima imagine care vine, cred că e de pe la 3-4 ani. Eram cu un vecin, părinții erau, cred că, plecați undeva și s-au întors mai degrabă decât credeam eu. Erați în Târgu Secuiesc sau erați mutați deja în Traian? Da, păi la Târgu Secuiesc am trăit o lună, cred că aproximativ o lună și după aceea am venit s-au mutat la Traian. Dar acolo, la Traian, eram cu un vecin pe stradă, pe uliță, pe hudiță, cum spuneam. Și ce ne-am gândit noi? Să coacem niște cartofi. Coacem cartofi, ce-i mai simplu? Și el avea cartofi în curte, eu nu am avut decât am luat chibritul de acasă, că trebuia să coacem cartofii. Și unde să-i coacem? Lângă un stog, care era exact lângă o poartă care făcea să despartă curtea de grădină. Și acolo ne-am chinuit noi să dăm foc, să facem ceva foc pentru cartofii noștri. Și așa m-a găsit mama, că a venit între timp acasă, a strigat prin vecini, a venit să vadă unde sunt și m-a găsit acolo și a văzut ce facem noi. Noi ce am reușit, am pârlit jumătate de stog, mergea flacăra în sus și se oprea. Slavă Domnului! Că mama m-a luat de acolo, nu mi-a spus nimic, a venit acasă și pe drum mi-a spus să nu mai umbli niciodată cu chibritul, niciodată absolut, pentru că puteai să dai foc la sat. Mi-a rămas în minte imaginea asta,
cum ar fi fost să ardă satul? Dar știam eu, te da niște... prea mult nu știam, dar satul să ardă, știam eu numai casele din prejur, că prea departe nu fusesem de acasă, și mi-a rămas asta prima imagine legată de drumul făcut cu mama înapoi acasă, învățându-mă să nu umblu cu focul. Și a fost un moment fără urecheală, fără nimic. Nicio corijare fizică? Nu. Aceasta a fost metoda pe care a avut-o poate mama dumneavoastră în privința educării copiilor, absolut, cu duhul blândeții? Mama, dacă era supărată vreodată, că noi eram 7 inși la un moment dat, dacă era supărată, ne dădea fiecăruia așa câte o palmă pe cap, dar ușoară, nu zdravănă, și atât. Taică-mea, în schimb, era mai altfel, că am văzut cum era cu frații mei mai câteodată, dar eu am fost scutit de treaba asta. Poate că așa a fost să fie, dar nu se lua de noi cu așa, ca să-i bată. Dar câteodată am mai văzut la frații mei mai mari că... Taică-meu era mai față de mama, era altfel. Dacă ar fi să descrieți atmosfera care era în casa familiei Robu la Traian, în copilăria dumneavoastră, cum ați putea să o descrieți? Era o familie ca oricare alta, cu mulți copii, fără scandaluri, dar absolut fără scandaluri. Chiar am spus și de multe ori, i-am și încurajat pe unii să spună în felul meu, că uite, în casă la mine, cât am crescut eu și până am plecat de acasă și pentru seminar și înainte, n-am auzit niciodată un cuvânt de ceartă între mama și tata. Dar absolut niciodată și nici între bunici. Și era o viață obișnuită, simplă, la țară. La frumusețea satului. Pentru la frumusețea satului, sigur că da. N-am avut... Absolut, eu consider că am avut o copilărie fericită, în sensul că nu m-a deranjat absolut nimic, chiar nici școala. Pentru că începusem deja și cu grădinița, din care n-am înțeles nimic din trânsa, pentru că venea o domnișoară de la Roman ca să ne supravegheze, dar nu ne învăța nimic, nici cântece, nici poezii, nici nimic. Era o casă improvizată în grădiniță, o cameră pentru noi. N-am intrat niciodată în camera respectivă. Am văzut că erau 3 laițe pe undeva pe lângă pereți, dar noi ne jucam printre stoguri în curtea omului, în grădina lui și atât. Apoi și școala primară. Păi eu mă mir acum cum am trecut prin anii respectivi, că am terminat 4 clase și eu nu știam că învățătoarea punea note. Abar n-am avut. Nu știu. Așa era timpul sau ea așa nu... s-a nimerit să aveți un învățătoare nepregătit? Nu, era o învățătoare foarte bună. Dar noi ce pricepeam noi din școală, că eram în aceeași sală, 4 clase. Erau 4 rânduri de copii, clasa 1 aici, clasa 2 lângă, 3-a, 4-a. Și eu am rămas pe același loc din clasa 1 până la 4-a. Am rămas pe același loc trecând anii și am aflat când am mers la Săbăoani că îmi trebuie un document să duc notele, dar eu nici n-am știut să avem note. Ce note? A trebuit să merg la școală ca să duc o hârtie la Săbăoani. La Săbăoani, în schimb, am înțeles că totuși trebuie să mai înțeleg, să mai văd ceva ce e cu școala. Dar nici acolo prea mare lucru era și timpul pe care l-am trăit. Păi noi când veneam de la școală, de la Săboan, deci era înainte de colectivizare, noi mergeam la câmp. La muncă. Am venit de la școală, de la Săboan, să nu uit. Deci făceam zilnic 12 km dus întors. Pe zăpadă, pe ploaie, indiferent vreme. De condiții. Da, după aceea mergeam la câmp. Ei, taică-meu își amintea duminica, deci duminica după liturghie își amintea mereu și eu l-admiram pentru asta, dar și spuneam, îl întrebam cum de numai așa, numai duminica ne întreba, voi n-aveți de învățat azi? Că noi voiam să ieșim la minge pe Nimaș undeva. Și atunci trebuia să stăm la învățat chipurile, dar ce învățat? Că stăteam, eram cu un frate mai mare lucru nu învățam noi. Oricum,
La Săboani m-am bazat mult pe memorie, mult, deși nu era grozavă, dar am avut profesori care turnau efectiv lecția în cap. Și aici harul, și era, nu harul, dar era, și cadrul didactic era, pregătit. Erau doi dintre ei, cel puțin, erau extraordinari. Și m-am bazat mult pe memorie, cât am stat de învățat acasă, să fim serioși, nu era... Când am auzit eu mai târziu că alții de seama mea cum erau, că au făcut și meditații, ce meditații, n-aveam noi așa ceva. Dar la seminar a fost altceva. Când am ajuns la seminar, am înțeles eu că trebuie să schimb metoda, că nu mai mergea. Stăteam în primele zile, mi-amintesc cum stăteam în bancă și mă uitam la unii și la alții ce fac, pentru că prima dată când eu stăteam în fața cărților cu orele, ca să... să stau să învăț, să nu mă uitam să văd ceva. E, atunci a trebuit să pricep odată că am ceva de recuperat în mintea mea, zic, să schimb, trebuie să schimb ceva și nu mă mai bazam atât pe memorie, trebuia să iau cartea, să pun mâna pe carte. De fapt, în seminar am început eu să mă uit altfel la carte. Să învățați, nu? Da, să învăț, exact. Pentru că până acolo nu pot spune că am fost fără frecvența adevărată, decât așa era, pe dacă erau lecțiile pe care trebuia să le scriem acasă, eu le scriam pe prispa școlii dimineața, că ajungeam de la Traian, porneam ceva mai repede la școală și le scriam pe prispa școlii acolo, cum se nimerea, câte mai venea câte unul, tu ai scris, n-ai făcut... sau în recreații, dar asta a mers până la seminar. Acolo s-au schimbat lucrurile și a trebuit să o iau altfel, să înțeleg altfel școala. Întorcându-ne la momentul în care ați decis că vreți să urmați seminarul, care a fost reacția părinților? Da, mama s-a bucurat când i-am spus eu că vreau să merg la seminar. Tata n-a avut nicio replică, n-a făcut niciun comentariu absolut. Și nici în timpul cât eram la seminar, tata nu mi-a spus niciodată ceva. Nu m-a întrebat dacă învăț, cum îmi merge. Decât în momentul în care am venit ca preot acasă, în 68, mi-a spus că e bucuros că am devenit preot. Atâta comentar a făcut. Altul, niciodată, nimic. Dar mama, da, era bucuroasă că am mers la seminar, însă nu a fost ca să mă vadă preot. Nu, n-a mai fost să fie. Cine a fost figura care v-a inspirat în copilărie, văzându-l și privindu-l, iată, părintele pe care îl admir, părintele care mă inspiră și eventual vreau să fiu ca dânsul? La cine v-ați uitat cu admirație? Da, la preotul care venea în sat la noi, pentru că Traianu nu era parohie până când am ajuns eu preot, până în 67, cred că, sau 67, cred că a fost declarat parohie. Până atunci venea preotul de la Săbăoani, venea părintele Romila, Bernardin Romila, un franciscan foarte de treabă, extraordinar era. Da, figura lui de preot cred că m-a influențat mult și da, cred că a fost hotărătoare cumva imaginea lui, a vieții lui pentru mine. V-a inspirat și în jocurile copilăriei? Făceați acasă slujbe pe prispa casei, cum se obișnuia? Nu, n-am avut harul ăsta niciodată. Nu am fost ministrant, întâi, că n-aveam cum. La noi erau doi ministranți care și-au făcut datoria ca atare de ministranți până când au mers în armată. Dacă n-au mers în armată, am mers și eu la seminar. N-ați apucat să preluați ștafeta? Nu, era imposibil. Și atunci nu am avut asta, dar efectiv nu. Așa, jocuri din astea nu am cunoscut. Am auzit de la alții, dar eu n-am avut. Și v-ați văzut, ați spus în seminar, trezindu-vă printre cărți, printre profesori bine pregătiți și poate chiar și colegi mult mai bine pregătiți care erau conștienți de misiune, de ceea ce trebuie să facă, pentru că mi-închipui că vă doreați să deveniți preot, dar ce presupunea acest lucru și ce pregătea de fapt acest drum, la vârsta aceea poate n-ați conștientizat în toată măsura cuvântului. Nu poate, cu siguranță nu. N-am priceput mare lucru din imaginea mea
imaginea mea, din capul meu despre preoție, era una realistă în sensul că pleca de la exemplu unui preot. Atâta realitate era întrânsă. Restul era vis. Și după aceea e clar că, să spunem, conștiința crește, altfel văd idealul preoțesc și efectiv, așa cum treceau ani, așa creștea și în mine ideea despre preoție, o vedeam treptat altfel și așa a fost până când am terminat seminarul și nu s-a terminat niciodată, de fapt, ideea asta că, domnule, totuși preoția e ceva pentru mine și nu numai pentru mine. Și iată că n-a fost doar preoția, anii au dovedit că a fost mai mult decât a fi preot, ci a fi și episcop și conducător al Bisericii Catolice. A urmat după sfințirea ca preot în 1968, un moment pentru care v-ați pregătit, nu? Atâția ani. A urmat sfințirea și îndeplinirea primei misiuni ca părinte vicar și ați fost trimis într-o parohie. Da, am fost trimis într-o parohie la Craiova. Întâi, după ce am fost sfințit preot în 15 august 68, am stat acasă pentru că după sfințire ne-au trimis pe toți acasă, așteptăm invitația din partea superiorului bisericesc unde să mergem. Pentru că n-aveau și locuri, trebuia nu? Să fie și aprobarea din partea statului. Și așa eu am primit aprobare în decembrie 68 și era pentru Craiova, ca vicar la Craiova. Și așa am mers la București, am mers la superiorul meu de atunci, Monsignor Augustin, și pe 7 decembrie am ajuns la Craiova, iar pe 8 am avut prima liturghie în biserica din Craiova. Așa am început eu activitatea în Noltenia, de fapt. Până a fi preot și avea prima misiune, cu siguranță ați auzit de ideea de studiu în străinătate. Ceea ce știm în acea perioadă era ceva ca un vis care nu putea fi realizat pentru mare parte dintre studenți, din preoți mai apoi. Știu da, că în 1973 s-a împlinit cumva această dorință și acest vis în care inițial nu ați crezut și ați zis am făcut o grămadă de fotografii, nu mai vreau să fac că am și nu voi merge cu siguranță la studii. Da, nu mă mai așteptam. De fapt, prima dată când mi-a intrat în cap ideea asta, dar nu în sens să doresc, eram la seminar, am făcut o conferință despre un preot care a murit într-un lagăr de concentrare în Germania, de Karl Leisner, și un profesor de atunci, părintele Bachmeier, mi-a spus, după conferință, la când de acum plecau fiecare și preoții și studenții, m-a luat aparte, zice, măi, zice, mi-a plăcut conferința, să știi că dacă vreodată va fi așa posibilitatea de mers la studii, am să te trimit, o să te trimitem. Da, a fost așa, ca o vorbă în vânt. Care n-ați luat-o în serios în momentul acela? Nici de glumă. Dar așa a spus, n-a avut ce să-mi spună. În sfârșit, după aceea, în 73, am avut șansa, nu numai eu și ceilalți care am plecat împreună cu părintele Luca și Peterca la Roma. De ce? Pentru că Ceaușescu mergea în vizită la Papa, la Paul al VI-lea și atunci ca să fie un argument că în România e libertate religioasă, noi mergeam acolo ca o dovadă a libertății religioase din țară. Mare lucru. Păi ce dovadă? Dar fapt e că am rămas la studii acolo. Pentru că ați spus și ați declarat că ați ajuns la Roma trei bezmetici și am închis ghilimelele. Exact așa ați declarat că v-ați simțit, deci era libertate, dar doar de fațadă, pentru că efectiv, nu-i așa, a fost ca să se marcheze momentul, nu era ceva... Nu, dar fapt e că după un examen, cum a fost făcut, că s-a făcut un examen totuși la București pentru mers la Roma, nu știu ce, dar a rămas acolo undeva înscris că s-a făcut și atât. După aceea, când s-a vorbit de vizita lui Ceaușescu în Italia și la Sfântul Părinte, atunci imediat și Monsignor Augustin, hai că de data asta du-te, fă fotografii, că acum veți merge.
Și așa am fost, am mers. Și am început, dar păi ne-au trimis la mijloc de an, adică noi în februarie, martie, ajungi la Roma pentru studii. Nici primul semestru, că era terminat, nici al doilea, că era început. Și atunci am avut ocazia să învățăm limba italiană cât de cât. Dar nu așa cum vă era pregătit, ci ați găsit o metodă mai potrivită, nu-i așa? Da, păi așa ne-am plimbat prin Roma după ce învățam câteva lecții fiecare în cameră. Și așa era, cred că, cel mai bun drum de pregătire a limbii italienești, că acolo, la Institutul Dante, erau chinezi, japonezi, nu știu, asiatici, africani, care nu puteau nici după o săptămână să termine la indicativ prezent verbul a fi. Eu, sono, tu, nu știu ce, nu. Am zis, nu, pierdem vremea. Și atunci ne-am apucat noi. Și așa am făcut câteva luni, să spunem, de pregătire sufletească pentru ceea ce urma, pentru anii care veneau după, și pentru licență și pentru doctorat. În 1973 a fost prima ieșire a dumneavoastră în străinătate? Da. Prima ieșire. Cum vi s-a părut să vedeți frumusețea de la Roma, să vedeți Vaticanul, să vedeți plecat din Traian, nu? Apoi mers la studii la Iași, în parohie, da. Unde a fost să ajungeți. Ce ați spus când ați văzut acea bogăție culturală a Romei? Nu știu să spun că n-am rămas cu gura căscată, cum se spune, numai decât să spunem că mare extaz. Nu. Am luat-o ușor, că trebuia să văd, să înțeleg lucrurile, că nu, până și la Sfântul Petru când am mers, acolo într-adevăr m-a uimit, să spunem, dimensiunea aceea pieței, a omului tot, interiorul, tot, a era altceva. Dar restul orașului pentru mine nu era mare lucru, urma să-l descoper și l-am descoperit treptat și a început să-mi placă tot mai mult de fiecare dată și după fiecare vizită pe care o făceam la Roma. Dar la început atunci am mers ca un oricare într-un loc necunoscut. Și aveați un scop bine definit. În care trebuie să aștept să vezi, să cunoști mai mult, să vezi mai mult. Și așa am început la Roma, să spunem, așa cu o imagine mai mică sau în mintea mea despre oraș. Dar după aceea a crescut cu timp. Știu că v-ați fi dorit să studiați acolo și psihologie, pentru că la un moment dat v-au zis să alegeți ce vreți, da, să studiați. Da, să alegem. Nu? Da, m-am gândit și eu, dar superiorul meu de acasă n-a fost de acord. Dar era superiorul sau era altcineva? A, bine, pentru că ați povestit că era o scrisoare scrisă totuși, da, de un... Era, da, cineva din arhiepiscopie făcuse un răspuns care nu era după ce așteptam eu, dar nu-i nimic, ca sunt lucruri trecute, a fost... Cred că așa trebuia să fie. Așa a fost să se întâmple. Da, cred că așa trebuia să fie. Oricum am fost mulțumit, foarte mulțumit și cu ce am studiat după. Celălalt rămâne ca o amintire hazlie, mai degrabă. E ideal așa. Credeți, acum că ați fost și sunteți arhiepiscop, ați avut funcție, credeți că de multe ori subalterni pe care i-ați avut poate i-au speriat pe cei care aveau o treabă cu un alt preasfințitul, dându-le un răspuns de genul celui pe care l-ați primit și dumneavoastră? Pentru că știți, e vorba aia, până ajungi la șeful cel mare, te mănâncă ăia mai mici, de care da, sunt mai știu, jos. Nu știu, sper că nu s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că eu am avut cu preoții un program foarte deschis, puteau să vină la mine la orice oră din zi și din noapte și asta cred că le dădea încredere ca să-i aducă, să-i ajute și pe alții. Au fost situații când mi-au spus careva după la o vizită în parohie sau într-o parohie sau alta în care să spună am ajuns cu greu la dumneavoastră sau da, zice, îmi pare rău, dar câteodată era așa că nu eram eu acasă, dar ei nu credeau că nu eram acasă. Oricum, cred că modul în care i-am făcut pe preot să înțeleagă că au acces la mine oricând, era o poartă deschisă și pentru alții, nu numai pentru ei. Și poate au fost cazuri care regretabile de altfel, dar în mare eu sper că totuși nu, cazuri multe n-au fost din astea în care să fi trebuit să oprească.
Știu că mai aveți o experiență foarte interesantă din perioada în care erați rector la institut. Nu, rector era o formă de a fi rector, pentru că înțeleg că nu era instituție de sine stătătoare, ci cumva subordonată, greșesc. Erați rector cu acte în regulă, cum s-ar zice, sau efectiv conduceați institutul? Avea atunci institutul această formă de personalitate juridică? Era cel puțin în vorbirea noastră obișnuită și în gradele pe care le aveau profesorii. Da, era un rector, era ca atare. Ce era în fața statului... Deci nu era încă recunoscut de stat ca era institut? Recunoscut. Era recunoscut, sigur că da, era recunoscut și cu de grad universitar. Deci aici nu era, era clar asta. Dar ca funcție am ocupat-o ceva, un an și ceva. Timp în care cum vi s-a părut să aveți această misiune? Cum ați perceput-o? Pentru că îmi închipui că având această funcție, dădeați și timpul înapoi, văzându-vă tânăr student la institut, când ați avut evident un alt rector. Da, păi să mă credeți că timp de visare nu prea aveam ca să văd eu cum era înainte, să mai fac comparații cu ce era... și cum trăiam eu acolo în ultima vreme, dar era o responsabilitate nouă, mai ales de ordin administrativ și de relații cu centru, cu departamentul cultelor, cu arhiepiscopia, dar mai ales cu departamentul cultelor, care totuși supraveghea destul îndeaproape institutul. Dar altfel nu era, mergeam mai departe cu orele mele de clasă, care le aveam împărțite la diferite clase și nu era mare diferență, decât partea administrativă, da, era ceva în plus. Ați menționat de acele relații pe care evident trebuia să le aveți cu instituțiile statului și vorbim totuși despre anii 80, când știm bine că Biserica Catolică și conducerea țării nu erau poate așa cum ne-am fi dorit noi catolicii să fie și nu aveam acea libertate pe care ne-am dorit-o. Cum ați reușit să gestionați această relație din postura de rector? Cum făceau și ceilalți, mai degrabă tăcând din gură și făcând ceea ce era posibil. Așa am fost, de exemplu, eu n-ajungeam nici în veci rector la institut dacă nu era dat afară părintele Ferenț din funcția de rector, pentru că el nu a mers la o conferință a FDUS-ului cum era și atunci departamentul a decis că trebuie să iasă afară, să fie dat afară. Și atunci monseniorul Gherghel nu era acasă și s-a stabilit să fie alegeri pentru nou rector, s-a făcut și așa am ajuns eu. Dar era tot din cauza asta, pentru că nu erau relații normale, să spunem, între conducerea statală și institut și atunci ei dictau, efectiv, au dictat că părintele Ferenț trebuie să plece, așa am ajuns eu rector, fără voie. Dar așa a fost, așa s-a întâmplat. Știu că e o poveste interesantă în momentul în care ați fost ales arhiepiscop și au zis că cine e robul ăsta de la Iași și de ce e el, de ce nu e cineva de aici, de la București? Da, ăsta era directorul de la culte, care nu înțelegea cum se face că unul de la Iași e propus acolo și a fost ales de preoții din arhidieceză. Și a mers cu monseniorul Gherghel la respectivul director, președinte la culte, și el, înainte de a ajunge în biroul lui mare, chiar din ușă, tot unde, cine-i robul ăsta, domnule? Cine-i robul? Până era directorul care ne însoțea, zice, e dumnealui, domnul președinte. Vă place, și nu vă place? El este, e ales. Și atunci a luat loc și iarăși a început, dar cum, de ce? Până la urmă s-a lămurit că a fost o alegere și asta am văzut că a respectat-o, în sensul că dacă au ales preoții, atunci trebuie să rămână așa. În plus, primisem deja de la Roma confirmarea că rămân în funcția de episcop și atunci s-au liniștit lucrurile, însă nu de tot, pentru că după aceea m-a tot sunat și m-a tot întrebat de ce nu intru ca să devin membru în Marea Adunare Națională. Și asta am spus, dacă intru, trebuie să ies din funcția de arhiepiscop, de episcop. Și atunci nu că m-a lăsat în
pace, dar a lăsat lucrurile pe el în pace, că a fost dat afară din funcția respectivă și atunci am terminat-o cu el. Dar erau niște tensiuni care deveneau mai tari, mai aplanate, dar erau niște tensiuni totuși între, să spunem, situația bisericii și cum voiau cultele să fim noi. În momentul în care ați venit la acele alegeri, nu, care au avut loc aici în București și au participat în jur de 30 de persoane, înțeleg, v-ați așteptat vreo clipă? Erau toți preoții acolo, din arhidieceză, și nu era, cred că eram sub 30. Dar asta i-a plăcut și directorului de la culte, când m-a întrebat, cum ați ales? Cum ați făcut? Cum ați făcut? Zic, uitați-vă. Și am explicat simplu. A fost o listă pe care scriau toți preoții, erau trecuți acolo, sub 30. Și în dreptul fiecăruia era un număr, numărul 1, 2, 3, era în ordine alfabetică. Și ce trebuia făcut? Pe cine voiai ca șef al diecezei, trebuia să încercuiești cifra din fața numelui. Și așa a ieșit la urmă că am fost ales eu. După ce a fost un moment în care era un altul, părintele Gunciu, care a spus că el nu vrea, că nu era încă, n-aveam niciunul pentru alegere. Era o parte era cu mine, o parte cu el, că, și mai câțiva încă mai erau și nume. Și atunci, așa ați făcut, da, așa am făcut. Asta i-a plăcut. Le-ați dat o lecție de democrație, practic, în acele chiar timpuri. Chiar le-a spus și celorlalți doi directori, și asta m-a uns la suflet, și ia uite, domnule, la ei, ia uite, ar trebui să învățăm și noi. Mi-a plăcut asta, dacă nu i-a părut rău ce a spus atunci. Dar a spus, uite, ar trebui să învățăm și noi asta. Și atunci totuși, Totuși cei de la Roma ce au zis? Că voi ați făcut alegeri ca în timpurile trecute. Ca în timpurile vechi, v-ați adunat și a zis să fie acesta. Fie cu tare, da. Păi așa mi-a spus secretarul de stat Cazaroli, atunci cardinalul Cazaroli. M-a întrebat, ia mai spune-mi o dată cum ați făcut, mi-a explicat, zicem, na, asta, așa era în timpurile vechi, în primele timpuri ale bisericii. Dar iată că... O fi fost așa, și cred că așa a fost, că așa se numeau. Și atunci, păi, s-a putut face și asta aici, dar în condiții speciale, totuși, că de la Roma știau că nu suntem în situația celorlalte țări, cum sunt în Europa, unde Biserica Catolică era liberă. Știu că în momentul în care ați fost întrebat dacă vă doriți și acceptați această misiune, ați zis pot să spun nu? Ați zis pot să spun nu doar ca un răspuns sau dacă ați fi avut posibilitatea, chiar ați fi spus nu? Nu, era așa când mi-au spus cei de la Roma că erau doi, era Monsignor Poggi însoțit de un preot. Și au venit la mine seara, parcă cui văd, vin seara după la 5 și îmi spun, în martie era, primăvara, zice, Sfântul Părinte vrea să te numească episcop aici la București. Așa că, uite, am voit să, a spus, zice, hai să ne sculăm în picioare, ne-am sculat în picioare, uite, dăm vestea asta. Și am rămas așa, zic. Și mă întreabă atunci Monsignor Poggi, zice, da, și nu spui nimic, păi ce să spun? Păi spune dacă ești de acord, dacă e da sau nu. Și atunci am întrebat, zic, pot să spun nu? Și a spus nu. Zic, atunci sunt de acord. Și accept. Și atunci am stat jos și am mers mai departe, pentru că nu s-a făcut atunci cunoscut, de-abia toamna s-a făcut cunoscut că voi fi numit episcop. Și știu că ați ținut lucrul acesta în mare taină și nu l-ați spus nimănui. Păi cui? Da, păi nu, dar spuneai unuia... Era riscant, nu? Nu, dar așa am și hotărât cu ei, care erau veniți de la Roma, că nu se vorbește despre asta. Întâi, că nu știau nici dacă vor fi de acord cei din guvern ca să fiu eu. Sau... A spus, nu vorbim despre asta, decât să știi că Sfântul Părinte are intenția asta. Și atât. Dacă am spus că atunci când v-ați dus la seminar, la Iași, nu știați ce presupune drumul acesta al preoției, adică nu aveați maturitatea necesară, era maturitatea specifică vârstei, deci, nu clar. Când te duci la seminar, acum aveați deja o experiență, aveați o vârstă.
Cum vi s-a părut această misiune care se vedea așa în drumul și în evoluția excelenței voastre, aceea de a fi episcop? Oricum, eu eram plecat cu seminarul într-o direcție, în sensul că mă pregăteam ca să fiu la seminar un timp. În gândul meu era că nu o să rămân toată viața ca profesor acolo, dar nu mă gândeam la o altă direcție, nu, în niciun caz. Faptul că m-am trezit deodată în adunarea asta a preoților după moartea Monseniorului Augustin, în care să alegem pentru viitorul ăsta, atunci acolo, prima dată când s-a citit prima dată, atunci m-am neliniștit, zic, ce e asta cu... În sfârșit, după aia... Cred că ați avut prea multă treabă decurs, să mai stați, să mai analizați și să mai vedeți lucrurile ce... Lucrurile au decurs așa cum nu, dar îmi spuneau preoții să nu cumva să te gândești altfel, nu, după alegere, nu? Când... Și atunci că a fost alegerea și atunci a fost un moment în care s-a stat puțin de vorbă, că atunci au spus unii, deci, vezi, să nu te gândești că nu, gata. S-a terminat. În mod clar, era o responsabilitate imensă și ați realizat că votul fiecăruia și încrederea pe care v-a acordat-o fiecare trebuie acum justificată și să vă duceți această misiune la capăt, pentru că în mod clar toți aveau așteptări de la excelența voastră. Dacă nu erau în majoritate de acord pentru asta, cred că aș fi avut probleme eu. Nu eu, dar în relația cu ceilalți. Deja pentru mine, faptul că erau mulți care au voit, mulți din aceia puțini câți eram, că nu eram mulți acolo, faptul ăsta era pentru mine o încurajare că voi avea o relație bună cu toți care m-au voit. Adică, până la urmă, puteam, fără să întreb pe cineva, dar puneam întrebarea fiecare. L-am voit acum... L-am voit, asta e. Dacă ori am greșit, ori n-am greșit. Dar pentru mine era o siguranță că voi avea o relație bună cu preoții. Primul lucru de dorit întâi pentru un episcop, să aibă o relație bună cu preoții. Altfel nu se poate. Nu, n-ai interlocutor. Și în mod clar lucrul acesta se vede și s-a văzut. Asta am văzut în votul lor și după aceea trebuie să spun că în activitatea pe care am avut-o în continuare cu aceiași preoți și cu alții nou veniți, am avut un raport bun. Cred eu că pot să spun cu suflet deschis că am avut un raport bun cu preoții. Câteodată cu mici excepții, știi, câteodată poți să te superi și pe taică-tău și sau pe cineva apropiat, se întâmplă, dar trece, dar nu pot să spun că am avut o relație așa tensionată cu nimeni. Ați povestit la un moment dat că în perioada în care erați rector la seminar, ați trecut pe lângă o dubiță din care ieșea fum, nu? Un miros de țigară. Și studenții erau acolo și își făceau și ei viciile nevinovate, da, să le spunem. Și ați ales să-i lăsați în pace și să nu spuneți nimic. Da. A fost strategia pe care ați abordat-o în momentul acela, dar după ați spus că ați regretat. Pentru că... Dar și acum regretați. Și acum regretați. Deci să știe cei care erau în dubiță că v-a văzut, dar n-a spus nimic. Nu de curiozitate, pentru că... E altceva, dacă aș fi deschis poarta, nu le spuneam nimic, aș mergea mai departe. Nici nu făceam ceva. Da. Dar acum îmi pare rău că n-am făcut-o, pentru că ei râd. L-am păcălit, nu? Ei își spun că l-am păcălit. Știu că ați regretat atunci și așa cum spuneți, regretați și acum. A fost cumva aceea o lecție personală pentru excelența voastră și ați ales apoi în activitatea dumneavoastră să nu mai tăceți și să nu închideți ochii? Nu. Nu. A fost un eveniment vesel, să spunem, că nu. Așa trebuia să întâmple până la urmă. Pentru că nu eram eu omul care să stau lângă celălalt numai decât să văd ce face, de ce face. Atunci lăsam, eram obișnuit în formula asta, am lucrat totdeauna și după aceea. Dar nu, eu spun așa... În ghilimele că îmi pare rău, că nu e chiar așa. Evident, evident. E de
în al preasfințite, în mod clar, mai sunt multe de povestit, de dezbătut și de aceea vă propun la o nouă emisiune să continuăm această frumoasă poveste care a îmbogățit și îmbogățește istoria Bisericii Catolice și, evident, istoria dumneavoastră personală. Cu plăcere! Cu plăcere. Vă mulțumesc! Cu plăcere! Dragi prieteni, ne revedem la o nouă ediție cu un alt preasfințit. Interviul săptămânii la RCIS FM.